Adina ne așteaptă cu detalii despre ce mai pot face copiii să mai adauge la sistemul de învățământ școlarizare. După cum știți, la noi în grup avem oameni de la fundație, ei se ocupă de copiii smart și se ocupă de copiii care nu au chef să se limiteze la temele alea poate prea banale pentru unii ce ni se dau de la școală. Adina, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Să știți că se caută foarte tare cursurile interesante, fresh, ținute anul acesta online din cauza pandemiei, dar și datorită pandemiei, pentru că în acest fel copiii cu vârste între 8 și 18 ani, copii și tineri, pot să învețe cum să comunice mai bine în această eră digitală și pot să parcurgă un curs pentru așa ceva chiar la Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Este unul din cursuri și el este ținut aici la Fundație de Ramona Mezei, directorul general al Bibliotecii Metropolitane București, dar și fost jurnalist și de asemenea profesor. Bună dimineața, Ramona! Bună dimineața, Neața, bună și bine ne-am găsit sănătoși, pentru că e foarte important să fim sănătoși, mai ales în această perioadă. Trăim într-o epocă în care viitorul este foarte greu de anticipat, se schimbă cu repeziciune și se preconizează, se estimează că 40% dintre meseriile actuale vor dispărea în viitor. Și atunci ne-am gândit aici la Centrul de Excelență al Școlii FDVDR să punem pe picioare o serie de cursuri pentru copii, așa cum ai spus și tu, și adolescenți între 8 și 18 ani, care vor fi de data aceasta online și aceasta este bucuria noastră pentru că se vor atreza atât copiilor din întreaga țară, dar și copiilor români din afara granițelor țării, pentru că am avut în această vară participări și din, de peste hotare. Pentru că noi în această perioadă trebuie să dezvoltăm, așa cum spun și specialiștii de altfel, o serie de metacompetențe. În primul rând, trebuie să fim disciplinați sau autodisciplinați. Copiii noștri trebuie să învețe acest lucru, pentru că într-o lume în care viitorul este într-o continuă schimbare, un om disciplinat poate să învețe foarte rapid o nouă tehnologie. O altă metacompetență care trebuie dezvoltată este această mentalitate de antreprenor. Adică nu trebuie să ne mai axăm pe mari rezolvatori de probleme, ci pe descoperirea de oportunități și folosirea acestora. O competență, metacompetență pe care specialiștii spun că este foarte bine să fie dezvoltată copiilor în această perioadă pentru a le fi de folos în viitor, pentru meseria lor care cine știe care va fi, este cea autonomiei. Bunica mea, de exemplu, pe mine m-a învățat de când eram copil că trebuie să fiu independentă, să fiu pe picioarele mele. Deci acest lucru înseamnă autonomie. Și gândire de tip designer, care mie personal mi se pare foarte importantă, întrucât noi avem acum acces foarte ușor la tot felul de cunoștințe și le putem înmagazina. Iar cunoștințele noastre, ca să fac o analogie, pot fi ca niște piese de Lego. Noi trebuie să știm cum să îmbinăm aceste piese de Lego ca să le putem folosi pe viitor. Avem foarte multe cursuri la Școala FDVDR și acest curs de comunicare online, pentru că copiii sunt uneori mai buni la folosirea aplicațiilor mobile decât sunt părinții, dar trebuie să știe cum anume trebuie să comunice. Mulțumim tare mult, Ramona. Îmi imaginez ce înseamnă pentru un copil sau un tânăr să parcurgă un curs de științe sau de tehnică, că separat de ceea ce învață la școală sau de regie film, dragilor, pentru că să știți că va fi un curs, un astfel de curs aici la fundație, de asemenea matematică pentru olimpici. Iată, dacă tot avem un primar matematician, eu zic să ținem pasul și să-i trimitem și pe copii să facă astfel de cursuri. Și foarte important, vor învăța cum să treacă camera, pentru că Ramona va ține acest curs de comunicare în era digitală. Să știți că înscrierile pentru copii, atât din România cât și din afară, ați auzit foarte bine, țin până pe 4 octombrie, iar pe 12 octombrie vor începe să fie parcurse. Cam acestea au fost informațiile. Mulțumim, Adina! Cred în cercuri, cred în cluburi, cred în locuri în care tânărul poate face și altceva decât se întâmplă în școală pur și simplu. Acolo se leagă și altfel de relații cu prietenii, dar mai ales cu master sau cu mentor sau cu antrenor sau cu instructor. Cei care au făcut sport sau au fost la orice cerc în tinerețe, mă înțeleg.